Salutare dragilor și bine v-am găsit! Suntem la a patra rețetă din campania De vrei dulce sau sărat, gătește cu Covalact. Și vă reamintesc că avem concurs pe pagina de Facebook a brandului Covalact de Țară. Găsiți link și detalii în primul comentariu, așa că intrați, participați și luați toate premiile. Rețeta de astăzi este un dulce foarte îndrăgit și anume albinița, o prăjitură din foi cu miere și cremă de griș fină și lăptoasă. Așa cum v-am obișnuit, v-am pregătit rețeta cu absolut toate detaliile și trucurile ca să vă iasă totul perfect. Cantitățile următoare sunt pentru o tavă de prăjituri de 30 pe 33 de centimetri. Ingrediente pentru foile cu miere. Avem nevoie de 180 de grame de miere, 180 de grame de zahăr, 100 de grame de unt gras Covalact de Țară, 17 grame bicarbonat de sodiu, în jur de 100 de ml lapte bio Covalact de Țară cu 3,7% grăsime, preferabil rece de la frigider, 3 ouă, 2 fiole esență de vanilie, asta înseamnă 4 ml, și între 700 și 750 de grame de făină 3 nule. Pentru umplutură avem nevoie de 350 de grame de gem consistent de la frigider, al meu este de măceșe, 900 de ml lapte bio Covalact de Țară cu 3,7% grăsime, 200 de grame de griș, 5-6 grame de sare, adică o linguriță nu foarte plină, 150 de grame de zahăr, 300 de grame de unt gras Covalact de Țară la temperatura camerei, 2 fiole de esență de vanilie sau una de vanilie și una de portocală, coaja de la o lămâie mică netratată și opțional 2 linguri de suc de lămâie. Înainte de a pregăti această prăjitură, gândiți-vă ce fel de gem veți folosi. În principiu, orice gem acrișor este bun, dar trebuie să fie consistent. Un gem subțire va ieși de la mijlocul prăjiturii sub greutatea straturilor de foi și cremă de deasupra. Așadar, cu cât gemul este mai gros, cu atât mai bine. Și marmelada este foarte bună pentru această rețetă. Începem prăjituritul cu baza de griș pentru cremă, deoarece necesită timp să se răcească. Pregătim un vas cu pereți groși în care vom fierbe laptele. Vă recomand cu căldură noul lapte bio Covalact de Țară cu 3,7% grăsime, un lapte cu un gust curat, autentic, provenit de la producătorii români certificați ecologic. Cântărim 900 de grame de lapte sau măsurăm 900 de ml cu o cană gradată. Punem laptele pe foc mic spre mediu. 5-6 grame de sare. Când aproape că dă în fiert, adăugăm grișul în ploaie și amestecăm continuu cu un tel până când crema se îngroașă. Când devine dificil de amestecat, adăugăm zahărul și îl încorporăm. Crema de griș va deveni puțin mai moale. Transferăm într-un castron în care vom finaliza crema mai târziu. Este bine să utilizați un castron adânc ca să puteți lucra cu mixerul fără să stropiți în jur. Se dă la frigider deoarece această bază de griș trebuie să fie complet rece pentru etapa următoare. Între timp ne putem ocupa de foile cu miere. În primul rând cântărim și pregătim toate ingredientele necesare, dar și un castron încăpător în care vom face aluatul. Preîncălzim cuptorul la 200 de grade Celsius, căldură sus și jos, fără ventilație. Apoi pregătim și o tavă de cuptor de 30 pe 33 de centimetri împreună cu 4 foi de copt. Într-o crăticioară adăugăm mierea, poate fi miere de orice tip, zahărul, bicarbonatul de sodiu și aproximativ 100 de grame de unt gras Covalact de Țară, asta înseamnă jumătate de pachet. Punem pe foc mare și amestecăm constant. Bicarbonatul are un rol foarte important pentru aceste foi. Recomand cu stăruință să nu-l înlocuiți, să nu micșorați cantitatea, mai ales să nu-l stingeți înainte cu zeamă de lămâie sau cu oțet, sau să nu îl adăugați în altă etapă a rețetei. În scurt timp, sub acțiunea căldurii, bicarbonatul începe să reacționeze, umflă amestecul de zaharuri și unt și le grăbește caramelizarea. Când devine ușor cafeniu, se toarnă amestecul în castronul pentru aluat. Apoi, imediat, se adaugă restul de lapte bio Covalact de Țară pentru a stopa gătirea. Se adaugă o parte din făină și se amestecă. Astfel, coborâm temperatura aluatului ca să putem turna și ouăle bătute fără să le transformăm în omletă. Continuăm să adăugăm făina treptat și să amestecăm. Nu uităm să punem și aroma de vanilie între timp. Cantitatea de făină necesară poate varia, de aceea nu se adaugă toată de la început. Punem cât este necesar pentru a obține un aluat mulcuț. Cam așa trebuie să fie consistența. Moale și ușor lipicios la suprafață. Nu îl faceți prea tare pentru că va fi dificil de întins. Eu am utilizat de această dată 720 de grame de făină și ca să nu mai fie lipicios, adăugăm câțiva stropi de ulei deasupra aluatului. Împărțim aluatul în 4 porții egale. Bucățile cu care nu lucrăm se țin învelite în folie de plastic sau într-o pungă de plastic. Pentru întinderea foilor, eu folosesc următoarea metodă. Se eliberează masa de lucru, se șterge cu o lavetă umedă și se lipesc pe ea 2 bucăți mari de folie alimentară suprapuse, astfel încât să obținem un pătrat mare. În mijlocul foliei alimentare se pune o bucată de aluat. Întindem cu sucitorul într-o foaie foarte subțire, de dimensiuni ceva mai mari decât tava de copt. Este important să o întindem subțire pentru că aluatul își mărește volumul de 3-4 ori în cuptor. Apoi, luăm o hârtie de copt, o lipim pe foaia de aluat proaspăt întinsă și întoarcem tot ansamblul, adică inclusiv cu folia alimentară. Dezlipim plasticul, care se reutilizează pentru întinderea următoarelor foi. Se împunge aluatul cu o rolă specială, cum este aceasta, sau cu o furculiță și se transferă în tavă. Mie personal aceasta mi se pare cea mai simplă, cea mai ușoară și cea mai curată metodă de a întinde foile pentru albinița. Tăiați excesul de aluat de pe margini și dați tava la cuptorul preîncălzit timp de 5 minute, maxim 6. Eu am copt 5 minute. Cât timp o foaie se coace, putem întinde alta. Așa trebuie să arate foaia proaspăt scoasă din cuptor. Se îndepărtează foaia coaptă din tavă și se pune o alta crudă. Nu este necesar să lăsăm tava să se răcească. Procedăm la fel pentru toate foile. Apoi le lăsăm să se răcească bine răsfirate. Ne reîntoarcem la cremă. Scoatem castronul cu griji de la frigider și pregătim tot untul gras Covalact de Țară rămas, adică 300 de grame. Așa cum am menționat în lista de ingrediente, untul trebuie să fie la temperatura camerei, iar grișul trebuie să fie complet rece. Dacă baza de griș nu este rece, va topi untul și se va tăia. Se poate repara dacă o dați la rece ulterior, dar crema nu va mai fi albă, ci va avea un aspect cenușiu semi-transparent. Adăugăm untul treptat și mixăm. La început crema nu arată deloc plăcut, dar pe măsură ce încorporăm untul, devine din ce în ce mai omogenă. Nu uităm să incorporăm și coaja rasă de lămâie, opțional zeama de lămâie pentru puțină aciditate și aroma de vanilie. După incorporarea acestor ingrediente, gustul dulce al cremei se estompează, așadar mai putem adăuga zahăr sau miere după gust. Luați în considerare însă că albinița mai conține și gem dulce, așadar este bine să nu exagerăm. Eu am adăugat aici încă 50 de grame de miere. Crema noastră este gata, așa arată, albă, gustoasă, fină și umploasă. În tavă așezăm o hârtie de copt sau o folie alimentară, o foaie de prăjitură și jumătate din crema de griș și unt. Apoi o altă foaie, gemul de măceșe, încă o foaie, încă o porție de cremă și capacul, ultima foaie. Păstrați-o pe cea mai frumoasă pentru fața prăjiturii. Se împachetează în folie alimentară și se dă la rece cel puțin 24 de ore. Apoi se îndepărtează marginile prăjiturii, care sunt mai groase și au mai puțină cremă, și se porționează la dimensiunea dorită. Uitați, așa arată și interiorul. Puteți porționa în 24 de bucăți mai mari sau în 48 de bucăți mai mici. Tot ce mai rămâne de făcut este să ne bucurăm de ea cu toți cei dragi. Pe data viitoare, numai bine!